Așadar, în vârstă de 78 de ani, Donald Trump se întoarce pentru încă 4 ani la Casa Albă. Drumul până acolo însă va fi unul lung, nu se va întâmpla peste noapte. Și haideți să vedem acum împreună, pentru început calendaristic, ce urmează pentru Donald Trump până la momentul învestirii în funcția de președinte. E bine, pe 7 noiembrie, adică astăzi, începe certificarea de stat a rezultatelor scrutinului, iar pe 11 noiembrie va fi ședința de informare a tranziției prezidențiale. Este foarte important de menționat și ne uităm, evident, și la problemele penale pe care le are Donald Trump în acest moment. Și asta pentru că pe 26 noiembrie ar urma să afle sentința în procesul schemei financiare de fraudare a alegerilor prezidențiale din anul 2016. Vedem ceea ce se va întâmpla în tot acest proces aici, la Antena 3 CNN. Mergem mai departe acum. Pe 11 decembrie e termenul limită pentru ca directorii de stat să semneze certificatele de constatare a acestor alegeri. Iar pe 17 decembrie va fi un proces de vot al electorilor. Pe 25 decembrie, voturile electorilor sosesc în Washington DC. Anul următor, mai exact pe 3 ianuarie 2025, se întrunește Senatul American, iar 3 zile mai târziu, pe 6 ianuarie, va exista o ceremonie prin care voturile electorale sunt numărate de Congres. Într-un final, abia pe 20 ianuarie, va fi ziua învestirii noului președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.